capitolul 1, versetul 29. La Crăciun am citit câteva versete puțin mai dinainte, acum citesc versetul 29, care zice așa, a doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Amin. Haideți să citim împreună versetul acesta. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Amin. Ocupați loc. Poate apărea un sentiment de frustrare și pentru tineri și pentru bătrâni, pentru cei care vin aici la biserică. Pentru băieți, sentimentul de frustrare ar putea să constea în lipsa de adrenalină, și anume faptul că nu mi-am adus cu mine o cruce să o rup undeva, dar mă gândesc unde aici pe aproape, mai ales la temperaturile de acum, eventual, la drum relax, ar fi altceva să arunc fruta și să sară băieții după ea. Sau, nici nu le-am îndemnat pe fete să doarmă cu busuioc superne. De când mă știu, numai colegul meu de liceu busuioc se bucura când era la bobotează, când auzea că fetele ar trebui să doarmă cu busuioc superne. El era fericit. Ați înțeles, nu? De asemenea, nu avem nici acheazma mare. Și să spui, dar măcar, nu dați măcar un jumătate de litru sau un litru să ne ajungă pentru tot anul. Nu trebuie să vă încerci acest sentiment de frustrare. Pentru că în Iisus Hristos există o jertfă infinită, binecuvântat să fie numele Lui. Și sperăm să vedem din cuvânt de ceea ce putem avea parte în persoana Lui, glorie Lui. Este interesant că la Crăciun v-am spus că Ioan nu relatează nașterea, ci el preferă să vorbească despre persoana Domnului. Exact acest lucru, același lucru, cu deosebire de ceilalți trei evangheliști care se numesc sinoptici, Ioan își scrie Evanghelia în continuare tot exact în aceeași idee. Puțin mai diferită de ceilalți trei, de Matei, Marcu și Luca. El alege să nu scrie despre botezul lui Iisus, dar relatează despre cel care se botează și relatează câteva evenimente despre care știm că s-au întâmplat la botez. Pentru el, cel mai important lucru este să știm cine este Iisus Hristos. Și atunci, în mod clar, și botezul Domnului va apărea în cu totul altă lumină pentru noi. Și am ales din acest verset să scot în evidență trei lucruri de importanță crucială pentru fiecare dintre noi, ca să înțelegem cheia corectă a botezului său și mai ales a persoanei Domnului. Persoana lui Iisus, puterea lui Iisus și pasiunea lui Iisus. Mai întâi, persoana lui Iisus. Ce spune Ioan și ce aflăm aici nou despre el, deși numai atâta este informația despre el, ci Iisus Hristos este doar atâta. Atâta spune la momentul acesta, în acest verset. Dar noi ne uităm și înapoi, și înainte, și în Ioan sunt cel puțin 7 afirmații importante despre cine este Iisus, pe lângă altele. Da? Încă de la începutul Evangheliei sale, Ioan face câteva afirmații uluitoare despre Hristos. El a spus la început că este cuvântul, că este viața, că este lumina, că este creatorul tuturor lucrurilor și apoi a susținut că Logosul Etern devine carne. Cuvântul a devenit trup. Sarx, cuvântul original. Carne. Așa cum avem noi. A devenit trup și a locuit printre noi. Acum, el își completează declarațiile despre Hristos și afirmă despre Iisus Hristos că este Mielul lui Dumnezeu. Celalte, această afirmație vine și este complementară, adăugată la toate celelalte. Și alături de celelalte atribute, oamenii trebuiau să vadă în Hristos
mielul lui Dumnezeu. Ma evreii erau mult mai familiarizați decât suntem noi cu jertfele. Iar menționarea unui miel ca jertfă pentru păcat, deși nu avea corespondent perfect în Vechiul Testament, pentru că jertfa de ispășire nu era un miel, era un țap. În mod sigur le amintea de rolul mieilor în istoria și sistemul lor de jertfe. De exemplu, când vorbeai despre miel, se puteau gândi în mod sigur, prima dată, la mielul cu care Dumnezeu l-a înlocuit în jertfă pe Isaac. Atunci când îi poruncește lui Avram să-l ducă, să-l ia pe singurul fiu pe Isaac, pe muntele Moria, și Avram ascultă tot, și duce el pe Isaac și îl așează pe lemn, acolo scoate cuțitul și credea că Dumnezeu o să-i dea vin din mod, să-l învie. Și atunci, ce face Dumnezeu? Zic, Avram! Am văzut, ți-am probat credința. Și zice, după ce îi spune câteva lucruri, zice, a ridicat ochii în Geneza 22, puteți citi, versetul 13, și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus la berbecul și l-a dus ca ardere de tot în locul fiului său. Când a auzit că despre mielul lui Dumnezeu se puteau gândi acolo. Era imposibil să nu se gândească la mielul pascal, prin al cărui sânge, cărui viața a fost salvată, viața întâilor născuți în Egipt. În amenințarea cu urgia 10-a, Dumnezeu a poruncit și a zis, am să trec pe la miezul nopții prin Egipt. De aceea, fiecare familie să ia un miel. Să ia un miel, să-l înjunghie, să ia cu sângele lui și să stropească ușorii de sus ai ușii. Și când Îngerul Domnului va trece cu sabia prin Egipt, acolo unde va vedea sânge, Îngerul Domnului va trece peste. Și cuvântul folosit a fost pesat. A trece peste. Și de aici noi avem cuvântul Paște. Îngerul a trecut peste. Îngerul Domnului a trecut peste. Noi astăzi sărbătorim Cina Domnului prima dată în anul 2019. Pentru că mânia lui Dumnezeu a trecut peste noi și nu ne-a lovit. Și l-a lovit pe Fiul Lui, Iisus Hristos. Toată mânia s-a revărsat asupra mielului lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Acum, dacă simbolistica, să vedeți câtă putere are, și dacă Iisus Hristos a botezat și toate dovezile înclină din ce avem din Biblie, să spunem că s-a botezat pe malul estic al Iordanului, față în față cu Ierihonul, cum oamenii care merg în Israel, merg și se botează pe la Iardenit, un loc comercial unde sunt tot felul de produse și se știe că nu acolo s-a botezat Domnul, nu în Galileea. Locuitorii, deși Israel a fost golit de evrei, păstrează numele intacte ei până în ziua de astăzi și evrei se știe clar, oamenii au păstrat acel nume, pe unde au intrat și ne spune și Biblia că au intrat în țară, promis, au pășit în Canaan, față în față cu Ierihonul. Astăzi locul este cunoscut, așa i-au spus băștinașii, de casa lui Ehud, care are semnificație dublă și înseamnă și locul pe unde au trecut evreii în țară. Nu-l poți rata. Dacă stai cu picioarele în Iordan, cu spatele înspre Iordania și te uiți, exact, vezi Ierihonul în față. Dacă acolo s-a botezat Domnul și când Ioan l-a văzut venind, înseamnă că el, când a spus, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, exact așa cum evreii care au pășit din Egipt, în baza ispășirii mielului pascal, exact în felul acela, prin mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, oamenii puteau și au acces să intre în Canaanul Ceresc, slăvit să fie Domnul. Și înaintea lor se deschidea așa cum, când te uiți din Iordan, vezi Ierihonul și apoi mai departe, dincolo de pustia Iudeii, vezi Ierusalimul, acolo este țara promisă, exact în felul acesta ți se deschide Ierusalimul Ceresc, se deschide Canaanul Ceresc pentru oricine, binecuvântat să fie Domnul. Se puteau gândi la mie aduși ca jertfă în fiecare dimineață și seară la templu, sau puteau avea în vedere când auzi despre mielul lui Dumnezeu referința lui Isaia cu privire la lucrarea lui Mesia. Din Isaia 53, când a fost chinuit și a suflit.
deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Și ca o aie mută înaintea celor ciotuni. N-a deschis gura. Vedeți prezența lui Hristos pe pământ ca miel. Arăta spre destinul lui. Deși până la venirea lui Hristos au fost aduși zeci de mii de miei ca jertfă. Acestea nu erau în stare să șteargă păcatele oamenilor din fața ochilor lui Dumnezeu. A fost nevoie să vină Iisus Hristos ca mielul lui Dumnezeu să-și ofere sângele sfânt fără pată ca să putem fi absolviți de vină înaintea lui Dumnezeu. În ochii lui Dumnezeu. Hristos este mielul lui Dumnezeu. Fapt care dovedește atât natura sa divină, că este Dumnezeu, dar nu numai atât, ci mai ales faptul că mielul, adică jertfa, nu este ideea oamenilor, ci că este soluția lui Dumnezeu. Așa a spus Ioan. Iată mielul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a avut ideea salvării noastre. Nu oamenii. Omul nu este capabil să-și asigure iertarea de păcate. Acesta este un har care se capătă din partea lui Dumnezeu. Din mâna lui Dumnezeu. Noi putem ajunge mântuiți nu pentru că ne-am gândit noi la lucrul acesta. Nu pentru că am făcut noi ceva. Nu pentru că a fost ideea noastră. Ci pur și simplu, dacă am ajuns mântuiți, este numai pentru că Domnul a purtat de grijă. Amin. Și lucrul acesta a fost prefigurat în ceea ce am mintit la început. Încă în jertfa lui Isaac. În Geneza 22 putem citi în versetul 7 și 8. Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram, a zis: Tată, ce este fiul? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiul, i-a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Dumnezeu a purtat de grijă. Ioan a văzut în Hristos mielul lui Dumnezeu. Unicul miel. Cel destinat de Dumnezeu Tatăl să fie jertfit pentru păcatul lumii. Slăvit să fie Domnul. Amin. Cu acesta venim a face. Prea mult se spune doar atât că este bobotează. Dar este vorba despre persoana lui Iisus. Care nu numai că este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Numai că este cuvântul, lumina, Dumnezeu printre noi. Dar este mielul lui Dumnezeu. Pregătit de Dumnezeu Tatăl înainte de întemeierea lumii. Să fie jertfă pentru păcatele noastre. Slăviți să fie numele Lui. În al doilea rând, ne uităm la puterea lui Iisus. Ce se spune în al doilea rând despre acest miel al lui Dumnezeu? Că ce face El? Ce ridică El? Ridică, ziceți, păcatul lumii. Vedeți? Dar va avea putere să-L ridice. Va putea exista, există putere ca o singură persoană, printr-o singură jertfă, să poată face ce n-au putut face toate jertfele de la începutul veacurilor, de la primele animale pe care Dumnezeu le-a sacrificat ca să îmbrace goliciunea lui Adam și Eva când au păcătuit în Eden? Se pare că da. Era nevoie de Hristos ca o jertfă desăvârșită din partea lui Dumnezeu, deoarece până la Hristos păcatele nu erau șterse. Păcatele nu erau luate. Păcatele nu erau ridicate. Ci doar trecute cu vederea. Și vă dau verset din multe posibile. Roman 3:25. Pe El, adică pe Hristos, spune Pavel, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea de lungei răbdări a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu putea să facă păcatul trecut. Pur și simplu a avut îndelungă răbdare. Așa cum astăzi
Să nu crezi că Dumnezeu se face când se uită într-o parte. Da? Că e corupt. Păcatele tale numai pentru un timp îndelungă răbdarea lui Dumnezeu. Asta îl face să nu te potopească. Într-o clipă. Păcatele erau doar trecute cu vederea, deoarece în jertfele aduse nu exista putere de ispășire. Nu exista putere de iertare de plină din partea lui Dumnezeu. Și n-am găsit pasaj mai bun decât Evrei, capitolul 10. Este superb. Zice așa, în adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, are nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Astfel n-ar fi încetat ele oare să fie aduse dacă cei ce le aduceau, fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate. Dar aducerea mintea păcatelor este roită din an în an tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. De aceea când intră în lume, El zice, tu n-ai voie nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cea din tâi ca să pună loc pe a doua. În această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Amin. Zice că El dimpotrivă, după ce a dus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți aștenuți ai picioarelor. Căci printr-o singură jertfă, versetul 14, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Slăviți să fie Domnul! Puterea lui Hristos, puterea lui Iisus este ca printr-o singură jertfă să-i facă sfinți, să-i facă desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce cred în El, slavă Lui. Amin. Ce locul extraordinar! Că dacă nu, credeți-mă că aș fi îmbuteliat și am fi stat cu comitetul aici din noiembrie să îmbuteliem apă și să putem să o dăm oamenilor cât de multă și i-am fi și forțat să bea. Nu câte doi, câte 10 litere până ar pușca pentru fiecare, numai să știm că ne asigurăm că au ce trebuie. Dar puterea lui Iisus asigură în jertfa Lui jertfă suficientă, odată pentru totdeauna, ca să fim mântuiți. Glorie Domnului! Deci Hristos a venit să ridice păcatul. Așa zice aici. Mielul lui Dumnezeu care ridică. Dar de unde să-L ridice? Unde era păcatul ca să-L ridice? Era așezat pe noi. Înțelegeți? Poate chemarea la mântuire acum sună cu totul altfel. Când îl chem pe om la mântuire, nici nu mai umbla cu povara aceea. Tu poți scăpa de povara păcatului. Hristos a venit să ridice de pe tine povara aceea. Cum să umbli cu ea? Povara păcatului poate te gândești că este mai... poate fi asemănătoare cu greutate de 100 de kilograme. Nu știu dacă ai dus vreodată. Poate bărbații mai voinici vreodată 100 de kilograme. Pentru ultima dată au dus. Mă rog, în poveștile lor. Dar povara păcatului nu se poate asemăna cu 100 de kilograme. Este ceva mult mai grav. De pe noi. De pe sufletele și de pe viețile noastre. De acolo a venit mielul lui Dumnezeu să ridice păcatul. Că noi toți am păcătuit și eram lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și plata păcatului este moartea. În Isaia 9, când vine, avea să vină Hristos, Mesia, se spune că și tu ai sfârmat jugul care asuprea spinarea și jugul care îl apăsa, l-ai sfârmat ca în ziua lui Madian. Și peste tot se vorbește despre capul plecat, păcat care apasă. Când păcătosul își mărturisea păcatul, este această imagine în Vechiul Testament, cam așa se întâmplau lucrurile. Venea la preot și el când, în ziua ispășirii, și el
plictisea păcatul, preotul punea mâinile pe capul lui. Și după ce își mărturisea pe, păcatele, preotul se ducea și își punea mâinile pe țapul pentru Azazel, care i-a dat drumul, țapul pentru ispășire și însemna că păcatele simbolic, da? Sunt ridicate de pe omul acela și transferate de acel animal. În felul acesta, atunci când Iisus Hristos a murit, pentru cei care cred în El, păcatele sunt transferate și luate asupra Lui. Dragii mei, Hristos ca miel al lui Dumnezeu ridică de pe noi păcatul. Binecuvântat să fie numele Lui. Acum am văzut că păcatul este asupra noastră, dar n-am clarificat care e păcat. Că nu este greșeală. Aici Ioan spune, mielul lui Dumnezeu ridică păcatul. Oare care e păcat? Minciuna? Furtul? Neascultarea? Beția? Care e păcat? Forma singulară indică faptul că nu este vorba despre un anumit păcat. Ci este vorba despre principiul păcatului. Este vorba despre păcatul, despre păcat în esența lui. Adică Hristos a venit să rezolve nu doar efectele păcatului, ci cauza determinantă, rădăcina păcatului. O natură coruptă și depravată, despărțită de Dumnezeu, incapabilă să facă voia Lui. De aceea, dacă vrei să biruiești păcatul, tu nu trebuie să fii mai bun. Nu trebuie să te mai antrenezi, să mai faci pregătire. Ci trebuie să te dai lui Hristos. Pentru că nu poți birui păcatul cu o natură veche. Sunt oameni care nu se dau lui Hristos pentru că zice nu sunt suficient de bun, nu sunt suficient de pregătit. Nu este momentul. Păi când ești păcătos, este cel mai potrivit moment să te dai lui Hristos. Aceasta este declicul care trebuie să se producă în mintea ta. Să înțelegi că niciodată tu nu ești pregătit cu natura veche. Pentru că nu o să poți face niciodată voia lui Dumnezeu. Cu natura aceea veche. Oricât de bun ai fi. Tu nu poți împlini standardul lui Dumnezeu. Hristos, ca miel al lui Dumnezeu, a venit să ridice păcatul. Adică a venit să ridice de pe tine natura, să te dezbrace de natura aceea veche, neputincioasă și să te îmbrace cu o natură nouă. Slăvit să fie numele Lui. Cred că cel mai potrivit verset ar fi Romani, capitolul 8, versetul 2-3. În adevăr, zice Pavel, legea Duhului de viață. Aici este, asta este legea, natura păcatului. Legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Dumnezeu a sândit păcatul în firea pământească, trimețând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Și în felul acesta, mielul lui Dumnezeu poate ridica păcatul lumii. Și de aceea, când ne-am încrezut în El, ne-am căpătat o natură nouă. Binecuvântat să fie Domnul. Noi trebuie să știm tot timpul și să nu uităm nicio clipă. Că în sângele lui Iisus există putere. Binecuvântat să fie Domnul. Puterea lui Iisus ca odată printr-o singură jertfă. Și asta sărbătorim noi astăzi. Alături de botezul Domnului. Jertfa Lui. Într-o singură jertfă, o dată pentru totdeauna, există putere. În sângele lui Iisus Hristos există putere de a mă dezbrăca de natura păcatului, a morții. Și a mă îmbrăca cu natura Duhului. Amin. Și ultimul lucru. După persoana lui Iisus, puterea lui Iisus, pasiunea lui Iisus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul cui? A dealurilor, a munților, a câmpiilor. Când zice a lumii. Da, cui? A oamenilor. A lumii. Dar ce are Dumnezeu cu lumea? O iubește.
Dumnezeu o iubește. Dumnezeu este pasionat după ea. De aceea, dragii mei, dacă vreți și dacă v-ar întreba cineva ce este Biblia, Biblia nu este altceva decât o poveste de dragoste. Biblia este o poveste de dragoste. Din Geneza până în Apocalipsa. În care Dumnezeu fuge după oameni. În Geneza, Dumnezeu fuge după om. El este căzut, îl creează, îl așează de demn. Nu e așa că Dumnezeu îl caută prin grădină și fuge după el, din pasiune după el. Și cartea Apocalipsa se încheie cu un pământ nou și cer nou. Se finalizează povestea de dragoste dintre Dumnezeu și om. Cu nuntă, când Dumnezeu îi pregătește Fiului Lui o miriasă cu oameni răscumpărați din orice neam, din orice seminție, din orice norod. Când fuga se termină și în sfârșit are loc nunta binecuvântată pentru totdeauna. Povestea de dragoste dintre Dumnezeu și om. Binecuvântat să fie numele Lui. Hristos a venit ca Biela lui Dumnezeu să ridice nu doar păcatele unui popor, ci păcatele lumii. În mod neașteptat. Pentru că imaginea aceasta, inclusiv imaginea profetică a lui Mesia, era că va veni, ce am citit din Isaia, da? Dar inclusiv acolo, rolul lui Mesia depășea, de fapt, granița evreilor. Și astăzi evreii pot citi lucrul acesta în Biblia lor. Să vadă că lucrul acesta este valabil în cartea Isaia. Din moment ce toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, nevoia înlăturării păcatului era pentru toți oamenii. Astfel că în jertfa lui Iisus Hristos este asigurată iertare pentru toți oamenii. Deși, pe de altă parte, este clar că nu toți vor ajunge să aibă parte de ea, din moment ce Scriptura spune că există oameni care vor ajunge în ea. Pentru că iertarea să devină valabilă și pentru tine este nevoie să crezi, să accepți cu mintea, cu voința, cu sentimentele, în totalitate persoana și lucrarea lui Iisus Hristos. Păcatul este ridicat de pe tine în clipa în care crezi în Hristos și accepți domnia Lui în viața ta. Pentru că numai cei cu păcatele luate de Hristos pot trăi cu adevărat liberi și pot umbla cu capul ridicat. Pentru că au scăpat de povara păcatului, cât și de vinovăția care plana asupra lor, atâta timp cât nu erau scoși de sub condamnare. Pasiunea lui Iisus a fost să împlinească dorința Tatălui de a câștiga oameni pe care să-i aibă cu sine. Și adevărul din spatele afirmației lui Ioan despre Hristos este că Dumnezeu iubește oamenii. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar ce ai cu lumea? De ce te interesează atât de mult lumea? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu este interesat de salvarea oamenilor pentru că îi iubește. Tu ești pasiunea lui Dumnezeu. Întrebarea este, oare este Dumnezeu pasiunea ta? Hristos Iisus te iubește. Dar oare tu îl iubești pe El? Dumnezeu te iubește atât de mult încât și-a trimis Fiul să fie miel de jertfă. Ca să te răscumpere. Să ridice păcatul care era pe tine. Pe viața ta. Pe viața ta, pe sufletul tău, pe ființa ta, care făcea imposibilă fericirea ta, viitorul tău veșnic, posibilitatea să stai cu capul ridicat înaintea lui Dumnezeu, să treci de judecata lui Dumnezeu. Pur și simplu, pentru că Dumnezeu este pasionat de tine. Fără ca să existe ceva în tine, numai pentru ceea ce există în El, în persoana Lui. Că altfel ne-am gândit, oh, deci părinte mai bine, trebuie să nu mai fără. Nu așa. Nu există niciun merit. Și lucrul acesta este subliniat. Cu atât mai mult cu cât noi eram în
iubiți de Dumnezeu când? Pe când eram noi încă? Și lucrul acesta este copleșitor. Ne dezarmează de orice inițiativă și orice sentiment de mândrie. Lasă cu mâinile goale. În schimb, ne așează în genunchi. Și ar trebui să ne umple inima de laudă, de smerenie, de mulțumire și recunoștință. Pentru că acesta este Domnul. Cred că orice trece peste o astfel de sărbătoare, indiferent care miros de aghiazmă sau de busuioc sau de orice altceva, să înțelegi și să ai privirea îndreptată spre persoana Domnului. Cel care nu s-a dat în lături să accepte să se cufunde în apa Iordanului, arătând că nu se teme să se cufunde în Iordanul morții. De dragul meu și de dragul tău, ca să ne câștige o mântuire veșnică. El Fiul lui Dumnezeu. Pentru că în sângele lui Iisus Hristos există putere. Și mânat numai și numai de dragoste. El face lucrul acesta. Binecuvântat să fie numele Lui, de acum și până în vecii vecii.